Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Mamă, ce de mult să nu. Dacă mergem așa, o am mers și până acum, înseamnă că voi rămâne cu doi? Mereu când am mers la duel, a plecat unul din noi. Nu știu dacă erau emoții cât dezamăgire. Că mă uitam la șef Cătălin și îl vedeam râsul plânsul. Bă, rămân fără oameni. Panică totală când intri la jurizare. Nu știu cum să vă spun, pentru că sunt cam supărată pe voi acum. Nu-mi sunteți simpatici deloc. Pentru că până acum am avut un dialog. Adică eu dădeam o temă, voi o respectați. Pentru mulți dintre voi, tema pe care am dat-o în această seară nici n-a contat. Și nu înțeleg de ce, nu înțeleg cum. Pentru șefii a fost frustrant, pentru că nu prea au știut ce să jurizeze. Gustul, tema pe care voi nu ați respectat-o deloc, nu toți, unii dintre voi. Am emoții legate de farfurile colegilor mei. La al șaselea duel ar trebui să știți ce înseamnă low budget. Astăzi am cam dat-o în bară cu alegerile noastre. Nu cred, în seara asta nu plec eu, pentru că am făcut o farfurie gustoasă, ieftină, m-am încadrat în probă. Un bucătar trebuie să știe cam cât costă farfuria pe care o face, nu? Da. Adică cred că știți asta toți, cât costă dorada, trufele, șalăul. Mamă, gata, clar plec acasă și eu și Alex. Este foarte, foarte greu, suntem pe marginea prăpostiei. Unii ați ales să nu gătiți, alții ați ales să nu respectați tema. Nu pot să vă pedepsesc altfel și, din păcate, pedepsindu-vă pe voi, îi pedepsesc și pe șefi. Dar nu am ce să fac. Asta nu s-a mai întâmplat, să nu se respecte o temă de atât de mulți concurenți. De asta am hotărât că în această seară trebuie să eliminăm doi concurenți. N-ai cum. Deci nu. Doi odată. Mi-a căzut cerul în cap. Mă. Mi s-au muiat picioarele, nu mai. Am început să-mi transpire mâinile, transpiram. Eu personal am pus capul în pământ, am plecat acasă. Foarte simplu. Cu eliminarea doi concurenți de astăzi, poate unul din echipa lui Cătălin, unul din echipa lui Sorin, este posibil ca Scârlătescu să nu aibă un concurent în ultimul battle. Ceea ce ar fi foarte nasol. A început distracție. Mamă, cum e asta? Ia-o, joacă pe asta. Sunt terifiat. Nu mai au șansă, sunt două șanse ca oricine îți plece din concurs, inclusiv eu. Și mai am o veste proastă, dragilor. Astăzi seară nu am nicio farfurie de 15 puncte. O să încep cu farfuriile de 14 puncte. Una dintre aceste farfurii, încă sunt două la număr, este farfuria lui Alex Popa. Bravo, băi, Alex! Ce ai gătit, Alex? Matrou cu mămăligă și soi de roșii. Să poate, mă! Bravo! Felicitări, Alex! Mulțumesc! Să poate, mă, da! Și low budget și foarte gustoasă. Bravo, Alex! Cred că meritai 5 puncte de ce n-ai primit 5. Câta surpriză! Eu mă bucur, pentru că este unul dintre oamenii în care eu îmi pun bază, este cuțitul meu de aur. Îl văd, unul dintre candidații a câștigarea acestui sezon. Bravo! Bă, cea mai bună, dați două cele mai bune. Și cât ești? 14. 14, mă, bravo, mă! E un sentiment combinat, aș putea spune, cu fericire ascunsă de teamă, pentru că știu că oamenii din echipa mea rămân în continuare acolo și știu prin ce au de trecut. Și tu e 14. Cealaltă farfurie de 14 puncte, care a respectat de asemenea și tema și a fost și gustoasă, este a lui Bobby. Iată-mă! Iată-mă!
mine! Ți-am zis? Oh, din nou a reușit să trec mai departe, dar de data asta cu punctaj și mai mare. Vă aștept, Flori! Oie, mă, low budget! Oie! Incredibil, bă, frate! Ți-am zis? Wow, senzațional, o surpriză foarte plăcută pentru mine. Bobby, 3 sezoane, e la același nivel cu Alex în proba asta, nu-mi vine să cred, vine să vorbă pe rest de fericire, e extraordinar. Poate, bine, mă! De acum înainte nu vreau să mai aud nimic despre Bobby 3 sezoane și vreau ca șef să aibă mai multă încredere în mine pe zi ce trece. Să vede că își dorește. Trăiește fiecare moment, să supără, când nu iese, se bucură când nu iese. Așa trebuie să fie un oameni într-un concurs. Nu doar să faci act de prezență. Doamne. Ce să credeți? Nu am farfurii de 13 puncte. Mi-a chicat pământul în cap. A spus că gata, până aici. Plecăm acasă. O să rămân eu cu Alex aici, doi proști care pleacă acasă. Din ce? Dintr-o greșeală infimă, nimic. Adică lipsă de atenție. Am însă o singură farfurie de 12 puncte. Îmi doresc să fie eliminați doi de la verde. Nu există altă variantă. Nu-mi doresc să plece de la noi nici măcar unul. Pentru că n-am mai fi o echipă. Este farfuria. Hai, Elina, hai. De la mova asta. A ta, simpaticule. A ta, babana. Aoleu, joacă-o pe asta, murit instant pe loc, n-ai cum, bă, nu cred, 12 puncte. Spune ce ai făcut. Ciulama de ciuperci. Ciulama de ciuperci. Mor. În temă, mâncare bună, ieftină. Jucat-o pe asta, vă aștept. Bine, mă, babana, așa da, de să poate. Bine! De astăzi înainte, fan declarat național al mămăligii din România, jur. Și Ciulamaua. Deci n-ai cum, o înregistrez la OSIM. Ciulama, la babană, v-am omorât pe toți. Bravo, bă! Bravo, bă! Bine, bă! Ce te-a zis, bă? Bravo, bă! Bine! I-am văzut farfuria, știu ce înseamnă mămăligă de a o face și să iei chiar și 12 puncte, dezamăgitor. Oamenii care gătesc acasă, de regulă reușesc să facă minuni cu chestii ieftine. Bucătarii pot avea carențe pe zona asta de low budget. Sigur, doi? Nu pleacă trei ca să plecăm patru, ce dracu să... Nu, nu. Doi concurenți pleacă, din păcate, în această seară. Hai, da, mă. Nu, am salvat trei. Poate cine știe, poate nu pleacă chiar doi de la mine în seara asta. Au fost mai buni. Următoarea farfurie a luat 8 puncte și se salvează. Încă îmi fac griji pentru locul în concurs, pentru că cine a rămas lângă mine sunt numai bucătari adevărați, mari, experimentați. Doamne ferește. Și în seara asta te-ai salvat, Amalia. Eu? Eu m-am salvat? Ce ai făcut, Amalia? Parmigiana siciliană e mâncare ieftină! Să mor eu, pe bune! Băi, femeie, băi, parmezanul, știi cât costă? Da, e puțin parmezan, e mult. Dar nu trăim în Sicilia. Băi, femeie, băi. Puh, eram fericită, eram foarte fericită și gata de un nou drum. Ce m-a salvat? M-a salvat! Băi... Să-l văd pe... În felul meu sunt fericit pentru că am scăpat cu cei trei, că alții nu mai am de unde. Mergem în battle următor. Am reușit să ne salvăm toți și este primul duel în care nu iese nimeni din echipa noastră și rămânem așa cum eram la început. Toți, trei. Am rămas aici cu Iulian și cu Florin. Deci nu mai înțeleg nimic. Cele mai mici punctaje am în echipă. Mai avem o farfurie de 6 puncte, una de 5 puncte și una de 4 puncte. Da, mă, 2 de la mine pleacă, mai contează. 2 din 3 pleacă. Nu înțeleg ce au în cap. Dar nu trebuie să mă cerți cu mine, Sorin. Pleacă 2 oameni. Este greu de acceptat.
Îmi pare rău că ați ajuns în situația asta, eu v-am spus. Doi pleacă acasă. Low budget. Du-te, bă, de aici n-ai cum așa ceva, mă, să mă... Este prea mult, Torin. Prea mult. Doamne, la Sorin în echipă e dolul național. Oricare dintre ei ar pleca, este nasol. Pentru că echipa verde se învârte în jurul acestor oameni muncitori, toți trei bucătari aici. Să-mi dați una, să-mi revin. Păi este consecința a trei probe pierdute, dezastruos. Spuneți fiecare ce ați gătit. Iulian. Doradă, legume și piureu și... Florin. Bruschetă. Și tu, Sansur. Bă, voi sunteți sănătoși, mă, să... Bă, frate, de o cană de cartofi să aibă gust, ați auzit? Bă, de spaghete, Iuliane, cu un pic de ulei de măsline și un cățel de usturoi, costă 2 bani. Ai auzit? Muși de porc, mă? Bă, tu alte tocane nu mai știi să faci, mă? Bă, de pilaf cu ciuperci, ai auzit? Păi, Florina, se poate sandwich-uri, bă, pe bune? Doamne ferește, 3 în față, 2 în pleacă! Farfuria de 6 puncte care se salvează în această seară este... Farfuria lui Alex. A mea? A ta. Astăzi mi-a cam trecut glonțul pe la ureche. Îmi pare rău, Florin, îmi pare rău, Iulian. Nici nu-mi trecea până cap vreodată ca ei să facă asemenea greșeli. Am încercat să gătesc, deci dacă făceam bruschete eram mai supărat decât acum, sigur. Nu poți să te prezinți cu niște bruschete. Pentru mine, sincer, prea puțin contează dacă am gătit sau nu. Odată ce ți se spune, faci ce vrei, să fie ieftin, asta mi s-a părut ceva ieftin. Doi oameni dintr-o dată să plece acasă, dă-te, bă, mă. A plecat tot la rușine, nu? Culmea, Iulian, pe care vrea să-l ia Cătălin la el în echipă și tot mă amenința, dintr-o dată, fac, uite așa, a plecat acasă. Florin, care, vorba aia, a fost activ, a gătit bine, a făcut lucruri bune. Am luat-o pe urmele lui Grasu, vorbesc singur. Bine, mă! Jură-te! Vin aici, vin aici. Gura ta! Ce ai făcut, mă? A trecut. Bine, Sasu. Sunt dezamăgit, într-adevăr. E nasoală senzația, dar viața merge înainte. Pe lumea asta toate se plătesc odată și odată. Iulian, frate, te-am pupat pe portofel. În poze să te mai văd, pe cuvântul meu, asta îmi doresc. Asta e... Da. Plec super dezamăgit de tot ce s-a întâmplat, dar sunt foarte mândru de mine că am ajuns unde am ajuns. Îmi pare foarte rău că a plecat Florin, era unul din oamenii pe care noi ca echipă ne bazam, dar bruschetele lui erau mult prea simple pentru battle-ul numărul 6. Trebuie să aveți grijă de acum cum gătiți, dacă pierdem battle-uri, duelurile trebuie luate foarte în serios. Rătul mare a plecat doi oameni din echipa aia doar pentru că n-au ținut cont de temă. Nasol că au plecat doi buni, aveau șanse destul de mari, dar e un avantaj pentru noi că nu mai avem atât de mulți bucătari cu care să ne batem. Suntem într-un concurs și mă bucur că au plecat ei și au rămas niște amatori. Deci eu nu înțeleg ce se întâmplă în echipa asta și la ce vă gândiți. Gătați cu cap, gândeați ceva, v-am zis, atenți, gândiți, vorbiți și voi unul cu altul, nu vorbește nimeni cu nimic. I-am lăsat să ajungem în punctul în care cineva va pleca acasă. Sper să fie suficient și să înțeleagă că următorii pot fi oricine și că nu putem să continuăm așa. Iuliane, ce s-a întâmplat azi? Că nu înțeleg nimic. Ori eu sunt împit, ori nu știu ce-i cu voi. Nu știu neapărat dacă este un lucru rău că am rămas 5. Este evident că echipa n-a funcționat nici cu 7. Nu cred că este o pierdere pentru echipa noastră că am rămas fără Iulian. Cu siguranță
vom fi mult mai închegați. Fiecare dintre noi, inclusiv eu, poate să ia locul cu ușurință lui Iulian. Pot să fac cu ușurință orice lucru pe care îl făcea el. Îl lăsați pe Florin să facă sandwich-uri, mă, frate. Sandwich-uri, mă, pe cuvântul, mă, tai o baghetă și pune ceva pe el. Florin este un băiat foarte bun, dar trebuie să înțeleagă că, până la urmă, este un concurs culinar și nu putem să ne prezentăm cu așa ceva și îmi pare rău că eu l-am lăsat să gătească asta. Mama, mă, zice ghinion astăzi. Îmi pare rău pentru ei ca oameni, nu-mi pare rău pentru verzi, în schimb. Gata, până am fost în 7, am fost în 5, gata, s-a terminat. Băi, oameni buni, am avut un noroc așa chior astăzi și doi au plecat de la. Doi. Mai avem un pic de speranță. Mai avem și amulete, adică putem juca frumos. Bă, voi toți ați lucrat în bucătărie, voi doi, tu, ai... Șef, vrem să fac pasta cu ceapă. Am și fost... ce, mă, ai făcut pasta cu ceapă? M-am întors din drum, pentru că ce? Mi-a spus Alex. Am dat o părere constructivă, la care e totul exclamat. A, da, parmigiana, eu o fac zi de zi. Și până la urmă, tot e jina mea că eu am dat ideea, da? Hai, dă-le, dracule, serios. Bă, mă iei în râs? De ce, Alex, nu poți să-ți asumi? Nu o mea culpa, că la urmă nu mai are importanță. Ne-am salvat cu toți am greșit tema, dar eu aveam o altă gândire. Plecasem de la o pasta cu ceapă, care era foarte simplă. Tu ai vrut pasta cu sare, de vrut să faci. Eu vroiam, pasta gândeam la sare. Pasta cu cipolă de cap. Mi s-a părut foarte josnic. Nu poți să dai vina pe un om care te și ajută și tu ce faci? Îl trădezi? Eu pur și simplu ne-am făcut părerea mea personală și mie. Are două fiețe, joacă două roluri. Gata, nici nu vreau să discut cu dânsă. Și sens are. Iată, de așa persoană îți râd din față și îți bagă un cuțit din spate. Nu știu, am impresia că joci un rol ciudat. Nu joc niciun rol. Femeie. Mă oftic pentru că plecasem de o pastă ieftină. Aliule peperoncino, mătamare ți-a făcut mâncare de ceapă toată viața ei. De fasole la conservă, costă nimic. Nu este vina lui Alex, doar a fost acea persoană pe care am întâlnit-o în drumul meu și mi-a răsturnat direcția. Dăi... De ce mă nu atent un pic, mă? În orice caz, dragule, mi-a făcut plăcere. Și mie. Da? Și mie. Nu-i rog cu ace. A însemnat foarte mult pentru mine competiția asta. Este foarte frumos să lucrez alături de șef Buntea. La el în echipă mi-am și dorit să ajung. Sunt chiar mândru de mine. Iuliane, aveam stat de vorbă. Mă bucur că am apucat să o facem. Pentru mine. Nu-i cu ace, dragule. Să ai grijă de tine. Da. Se pare că șeful Florin avea și o amuletă care putea să salveze o persoană. Dar e mai bună o mămăligă nefiartă, e mai bună un mușchi crud. Viața merge înainte. Ce-am zis, da? Ai grijă de tine, ne vedem în finală. Pare rău, Florin. Iulian, Florin, să știți că vă aștept în finală. Sper să avem un om de la echipa verde în finală. Să muncim pentru el, pentru că așa face o echipă. Vă apreciez foarte mult și abia aștept să ne revedem. De să poată să... Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.